șacalurile, ce faceți, fraților? Da, păi astăzi am să vă spun un story time, o adevărată aventură din viața mea, ce să mai. Dar hai să facem 2000 de like, putem, nu? Știu că lumea poate, așa că like acolo, să plouă. Bun, hai să începem. Vedeți chestia asta? Pentru chestia asta m-a luat poliția. Nici mie nu mi-a venit să cred ce gândire inferioară au oamenii ăia. 24.06.2017. Orice zi normal am fost și eu la sală, frate, după foarte mult timp. Înțeles, când te duci la sală, îți iei un ghiozdan și ce folosești la sală. De față, bă, jur că aveam doar un maieu, o pereche de pantaloni și bidonul ăsta cu apă. Atât. Îl vedeți cum arată, da? Deci îl vedeți. Jur că nici nu m-am atins de el, am zis că las așa ca să fac episod cu el. Vadă lumea ce face poliția română. Și cum veneam, eram obosit, era foarte cald. În oraș, poate peste tot, în loc de bila s-a construit Carrefour. Și că tot aveam drum spre Carrefourul ăsta, nu am vrut să văd și eu cum e undeva de 3 săptămâni și eu n-am intrat deloc în el. Sese, frate, mi-l făcut mai mare, mai roșu, mai bă, dă-mă dreacu și m-am dus și eu. Frate, deci nu ți exagerez, n-am stat mai mult de 3 minute în Carrefourul ăla, nici să mă, băi. Am intrat cu un scop de a-mi lua un corn, mi era foarte foame, mai aveam puțin până acasă, dar aveam un corn și am vrut, mă rog, să văd cum e pe acolo. Ce să vezi? N-aveau corn. Am plecat de la mâncit, dau să ies pe acolo până să iese, doi paznici. S-a uitat la mine urât, le-am zâmbit, am dat să plec mai departe. Tu vii cu noi. Bine, frate, vin cu voi. Am pus să le arăt ce am în ghiozdan, le-am arătat, le-am pus la ce bidon cu apă. Am luat maiul, l-am pus așa, am luat perechea de pantaloni și am dat și ghiozdanul în mână și am zis, uite, asta mi-o în ghiozdan. Oamenii au tăcut, n-au zis nimic, mi-am dat să le pun înapoi, dau să plec. Tu rămâi aici. Bine, rămân aici. După puțin timp, mi-a zis, de data asta îți dau voie să pleci să nu se mai întâmple. Eu știind că nu am furat nimic, le-am zis, de data asta am dreptate. O zi bună. Am dat să trec pe lângă el să plec. Tu rămâi aici. Am stat jumătate de oră fără să se întâmple nimic, se fățeau aia pe acolo, l-o sunat un grad mai mare, nu știu ce vorbea. Și după mi-a zis că dacă îl plătesc îmi dă voie să plec. I-am zis foarte clar, eu nu plătesc nimic, cred că l-o înfuria mai tare. Eu sunat pe cei de la secția de poliție, aia au mai venit cu încă unii, pentru un căcat de bidon de apă. Cât de prăjit mental trebuie să fii, bă, uite-l cum arată, mă, e boțit, mă, e boțit pe spate, e boțit în toate felurile. Nu-ți exagerez, jumătate de oră i-am zis, omule, deschide-l, uite-te la el, bă, nici halt nu bea atâta apă, mă, vedeai pe camere, omule. Incidența face că nici nu știu dacă aveau bidon de apă de ăsta acolo, deci habar n-am. Nu m-am înțeles, o veni cu aia, mi-a luat datele, adresa, domiciliu, numele. Mi-am întrebat dacă s-a uitat pe camere și pot să plec, că e o pierdere de timp, fix așa le-am. Unul dintre ei mi-a zis să tac și altul m-a luat cu băiete. Dacă vedem aici pe cameră că tu ai furat, o să existe consecințe la modul o amendă ne știu cum, închid, na. Bine, recusere, cred că o oră și ceva, tot stăteam acolo, mi-au luat toate datele, i-am explicat tot. La un moment dat l-am luat pe ăsta care avea gradul mai superior și părea mai înțelept ăia. Și am zis, am bidonul ăsta de acum o lună când a fost în Brașov la un stat. Deci eu jur că nu l-am atins, fix așa a fost, fix în bă, boțit, frate, nici măcar nu poți să-l boțești așa. Jur că nu l-am atins, așa stă, nu știu de ce l-am de o lună, pur și simplu nu mi-a mai luat altul. Și autist să fii, mă, și tot nu poți să boțești, să crezi că un bidon de ăsta poate să fie așa într-un magazin. Bine, după care m-a dus cu ei, m-a luat afară, m-a dus la mașină, iar m-a întors. Am încercat să le mai explic o dată. Mi-a zis că legea nu zice așa și că aparent chiar puteam să fac chestia asta. Atunci mi-am dat seama că sunt pe cont propriu și că vorbesc cu niște specii nedezvoltate de neandertal. Poliția română, prezenți când n-ai nevoie. După m-a luat și ceilalți. Vezi că dacă îl plăteai nu se mai ajungea la asta, chiar n-aveai 2 lei. Și care e coincidența? Aveam 10 lei. Nici 5 bani n-aveam decât să plătesc pe bidonul, bă, deloc. Am așteptat pur și simplu să uite pe camere. Și stăteam așa sigur pe mine și așteptam. Mă gândeam, bă, cât de duși mental poate să fie ăștia, mă, să trag așa o concluzie. Să nu mai zic că timpul trecea mult mai repede dacă mă jucam și eu pe telefon, dar era închis. Da, mă rog, și după mi-a zis că îmi dă drumul și că am grijă să nu se mai întâmple, că devin tâlhar și nu știu ce. Eu îți jur că nimeni nu poate într-un magazin, bă, să ia un bidon, să-l desfacă, să-l strângă în halul ăsta și să bea un litru jumate de apă. Dar mă rog, poliția română și jandarmeria au considerat că am fost un tâlhar, un nesăbuit care a încercat să fure un bidon de 2 lei în magazinul lor. Așa nu se face. Și cam asta e povestea. Concluzia pe care am tras e că dacă voi știți ceva și voi știți că aveți dreptate și tot voi știți că ea nu gândesc, nu vă băgați. Lasă-i să vorbească. Da, mă rog, nu uitați să dați un follow pe Instagram, o de aia că am început și eu să postez. Like la episod, să distribuiți, bineînțeles, dacă conștientizați că poliția nu face nimic bun în țara asta. Am înțeles chestia de protecție, că ne facem treaba, că dar și Daltoni și Chior să fii cum vrei tu, bă, și bă, tot îți dădeai seama, mă, că nu-i fura, mă, Doamne, iartă-mă. Ne vedem acuși, bă, șacalilor, aveți grijă de mamele voastre. Pa, bă! Răzi, mă, atât de mult, mă, trăiesc un paradox, mă. Tu ești iarbă, ești coca și știi că te iubesc, mă, dar jur că te urăsc, mă. Lege, te joci cu mintea mea, știu că te-am obișnuit.